Deci am aici un DHT11, un ATINI 85 jos, un 74H595 pentru depasare și aici un afișaj alfanumeric și a fost compilat cu imediat cu una asta. Ca să-l fac trebuie să-l compilez la 8 MHz, dar pentru asta trebuie să mă duc la tools și scriu bootloader. Să-mi apară aici. De fapt, atine nu are bootloader, dar e să schimb aici un fuse, cum zic ei. Aici. Și acum îi dau cărcare. Și imediat se încarcă. Încarcă. Ok. Și... opa! Acum o să suflăm pe asta. Vezi? Deja... și librăria folosită vă știți, e cea de la DHT Lib, de la Arduino, de pe site. Uitați aici. Deci se poate folosi foarte bine. Așa. Și să vedem, am achisit un pic. Crescut umiditatea. Deci în regulă. Deci poate vă zic și ATINI 85, dar la 8 MHz cu oscilator intern. Cu librăria originală DHT Lib.